Prieteni dragi, locul în care animalele de companie se pot bucura de grijă și atenție atunci când stăpânii lor pleacă în concediu sau renovează casa. Câini, pisici și chiar papagali, cu toții vor avea aici spații dedicate și o gamă variată de servicii specializate pentru doar câteva ore sau chiar pentru mai multe luni. În plus, iubitorii de animale pot învăța aici cum să relaționeze cu animalele lor de companie. Afacerea socială, prietenii dragi, are ca scop să creeze un spațiu sigur și comod pentru animalele de companie. Sunt foarte multe cazuri când nu puteți să fiți prezenți împreună cu animalul vostru și atunci noi venim cu această opțiune să lăsați la noi. Noi suntem persoane de încredere, noi știm cum să gestionăm aceste animăluțe, știm cum să le facem ca lor să le fie bine și să petreacă timpul aici, nu ca acasă, dar chiar ca la un hotel adevărat. Ei se distrează la noi, sunt alte animale cu care ei pot să interacționeze și se distreze, noi ne jucăm cu dânsele și mai dresăm din când în când, dacă vedem că ceva nu e ok, noi putem desigur să-i dresăm. Prieteni dragi este o afacere socială fondată de două prietene, Olga și Ecaterina, care au pornit de la dorința de a aduce o schimbare în comunitatea persoanelor cu dizabilități și în comunitatea iubitorilor de animale. Eu cu tinerii mă cunosc de foarte mult timp și suntem deja foarte buni prieteni. Comunicând cu dânșii, având o relație prietenească, am înțeles ce ei poate să facă, ce capacități ei au. Eu încerc să integrez pe ei la noi, la hotel. Este foarte important că ei să facă jobul care pot să-l facă. Da? De exemplu, persoanele cu autism, ei iubesc foarte mult să aleagă, să strângă, să pui la loc, au mai mult răbdare pentru asta. O persoană cu sindrom Down îi place mai mult să vorbească. Prieteni dragi este mai mult decât un hotel pentru necuvântătoare. Este un loc în care tinerii cu sindrom Down și autism se pot integra social, fie ca angajați în cadrul întreprinderii, fie ca beneficiari de servicii de terapie asistată de animale. Nu, хочу делать контент, чтобы ну людям нравилось и чтобы они оценивали мои видео. Prieteni dragi este o întreprindere socială. 90% din profit este reinvestit în misiunea socială a întreprinderii pentru a crea mai multe locuri de muncă pentru persoanele social vulnerabile și pentru a oferi servicii gratuite și de sterilizare a animalelor abandonate și a animalelor ai căror stăpâni nu pot plăti pentru aceste servicii din cauza veniturilor mici. Cu ajutorul grantului EU4Youth, noi am asigurat mai multe obiecte care sunt necesare unui hotel de animale, precum și am asigurat securitatea în spațiul nostru, ca chiar atunci dacă noi nu putem să fim prezenți 100%, să avem posibilitatea să monitorizăm animalele și să vedem dacă ceva nu este ok, deodată imediat să intervenim.